cum a fost? A fost greu meciul final? Da, foarte greu, foarte greu. Echipa Muntenegru e o echipă foarte bună. Sunt prima dată la această competiție, unde am așteptat. Au venit montații să se câștige turneul. Din păcate au dat de noi, am fost mai buni și mă bucur de asta. România este cea mai puternică lume în Europa la acest gen de sport? A treia oară am dovedit acest lucru. E greu, nu e ușor, e ușor să ajungi acolo, dar e greu să te menții 3 ani, suntem mulțumiți, suntem mândri de asta și ne bucurăm că am reușit să obținem acest lucru chiar aici în Moldova, la frații noștri. Numele și familia? Pofa Cristian, vin de la Grisanda Timișoara. Greu a fost finala? Orice finală la orice competiție este ultimul joc, s-a acumulat și oboseală. Dar am dat dovadă că suntem o echipă unită și suntem mândri că am reprezentat România la acest campionat european și în cele din urmă am și să câștigăm. A dovedit că suntem echipa cea mai bună. Da, numele și familia, te rog. Vintilă Mare, să vă numesc. România e cea mai puternică în Europa, da? Da, din fericire pentru noi și pentru acești copii minunați. Eu nu pot să zic că sunt un antrenor pentru că nu sunt profesionist, eu sunt un prieten de-a lor și au dovedit-o atât astăzi cât și în decursul anilor. Da, spuneți-vă numele și familie. Laios Tiberiu. Game for you? Difficult game for yes, you? Yes, very difficult game because that was third game this day at 9 a.m. Then 1 p.m. we have a semi-final and now final against European champion. This is great success for our little country and it's the first time for you and you're in the final. First time that we are on European Championship and of course first time in final. We are very very happy. Thank you very much. And your name? Vladimir Milosevic. Thank you very much. Good luck. Echipa României, președintele Federației Europene de Minifotbal, domnul Răzvan Vurdeanu, înmânează jucătorilor medalia de campioni. Echipa României, așa cum bine știți, a câștigat și cea de-a treia ediție de la... Mulțumim, Moldova! Mulțumim!